nu sunt de spus. Gândurile noastre sunt la Dragoș Iancu, care, din câte am înțeles, a ajuns la București, o să intre în operație cu accidentare gravă, nu-și dorește nimeni, sunt sigur că și Țicu n-a avut intenție să-i rupă piciorul, dar de spus nu prea sunt multe. Așa, dacă vreau să vorbesc de fotbal, da, am jucat 80 de minute în superioritate. Dacă nu stau să număr jocurile, și sezonul trecut am avut vreo 2-3 meciuri, superioritate n-am reușit să marcăm, acum la fel. Da, efortul a fost unul mare, dar din păcate n-am reușit să câștigăm, pentru că pe undeva te gândești că ai superioritate, dar realist vorbind, cu fundașul central care nu pot merge și în care 16 minute să lași tot terenul gol, superioritatea nu prea există, pentru că Petrolul a aglomerat foarte mult zona centrală a terenului. Am încercat să ducem mingea la margine, asta le-am cerut, să jucăm mai mult la margine, să venim cu centrare. Am introdus și al doilea atacant, a intrat și Gabiancu, câteodată degeaba bați și 4-5 atacanți, pentru că nu înseamnă că și marchezi, pentru că ajungi să te automarchezi cu aglomerarea de care vorbeam mai devreme a celor de la Petrolul. Dar le era foarte ușor să respingă, cu spate la poartă. Dar asta este, indiferent de rezultat, bucuria noastră n-ar fi existat. Da, în clasament urcam și pentru o zi pe poziția 4, dar la momentul ăsta, repet, ne gândim doar la Dragoș și să sperăm că va fi o operație reușită și să joace fotbal în continuare. Te-a surprins jocul Petrolului imediat după ce a rămas în 10? Nu. Știm foarte bine, am fost fotbaliști. În momentul în care rămâi în 10, te autodepășești. Dai mai mult decât ai fi dat până atunci ca jucător. Și pe undeva e felicit, am spus-o și la flash-uri, pentru să joci 80 de minute în inferioritate, efortul este unul foarte mare. Și noi, suntem echipă care oricum pasează, cu atât mai mult în superioritate, dar trebuie să jucăm mult mai repede ca să punem probleme, pentru că ei s-au autodepășit. Dar, repet, și ai noștri, și jucătorii noștri au făcut un efort foarte mare la pauză, chiar asta, așa se automotivau să joace pentru Dragoș Iancu, au dat totul. Poate am fi putut mai mult dacă nu veneam după un meci la 3 zile, pentru că și acolo a fost intensitate, dar cu adevărat, la meciul cu FCSB am avut superioritatea, acolo putem spune, pentru că într-adevăr i-au lăsat spații foarte mari și atunci acolo puteam realiza mult mai mult. Meciul cu Petrolul, doar o greșeală datorită terenului, unui luft, puteam scoate ceva, pentru că, repet, s-au apărat exemplar. Dacă ai fi antrenorul lui Țicu, ce ai spune acum cu tot meciul acesta? Nu sunt. Dar dacă ai fi? Nu sunt. E greu, nici nu pot să mă gândesc ce să-i spun. Eu mă gândesc acum cum să-l încurajez pe Dragoș Iancu, credeți-mă. Mai să-ți pare rău așa, i-a avut și pe steaua în mână și noi aici ne-am gândit că meciul curgea către voi, către o victorie de-a voastră. Da, normal că pierdem puncte. Până la urmă, când joci 11 contra 10, repet, dacă eu stau să iau, să analizez din punct de vedere tactic și punem pe tablă pulurile așa cu acest 11 contra 10, este undeva egalitate numerică. Pentru că n-ai cum, repet, să te duci cu fundașii central să urce și ei. Și atunci ajungi de multe ori om la om, dar ei au grupat foarte bine zona centrală și au blocat, chiar dacă am avut și noi momentele noastre în care asta le-am și cerut, dacă putem juca între linii să o facem, în rest să ducem mingea la margine, venim cu centrare. Și au blocat și Benzile, efort foarte mare, da, și Doua și Hanca au reușit să blocheze Orean și Butean în partea dreaptă, pentru că l-am mutat, pentru că el vine cu foarte multe centrări, Butiș centrează bine, dar de data asta a fost blocat și a trebuit să joace de multe ori înapoi. Am jucat lent în multe momente. Acum, repet, ne pare rău pentru că puteam câștiga mai multe puncte, dar asta este situația, mergem înainte. Pentru Petrolul cred că este o victorie, pentru noi este doar un punct și atât tot. Înțelegem că toată lumea s-a gândit la băiatul, dar totuși pe teren s-a văzut o oarecare lipsă de inventivitate. A mai avut ceva cu Bahasa, cu Iancu, bătrânul? Bahasa? Bahasa. Să zici Baba. Da, am introdus pe Baba, care are personalitate, da, împinge bine, ia mingea cu el, Gabi Iancu, care e jucător care se demarcă foarte bine între linii. Da, noi am încercat, l-am introdus și pe Fonseca, al doilea atacant. Încercăm să facem totul pentru a câștiga, am încercat, dar acum
Depinde și de adversar, că ai un adversar care repede s-a autodepășit. Da, într-adevăr, trebuia să creăm mai mult, erau momente în care puteam să luăm 1-1, trebuie personalitate, trebuie încredere, da, plus combinații rapide, 1-2-uri pe zona centrală, dacă ajungi în situația asta, în rest, într-o situație la ce s-a întâmplat în seara asta, mult mingea la margine, venit cu centrare și încercam să punem presiune, să avem și faze fixe și, bineînțeles, aștept și o greșeală din partea adversarului. Da? Chiar se putea întâmpla pe câteva contre, pentru că ne-am expus, ne-am dorit să câștigăm, deci chiar ne-am dorit și atunci ești expus cu jucători care atacă foarte bine spațiile. Asta, oricum, așa am și analizat jocul de la început. 11 contra 11, știm că Jair atacă foarte bine spațiile și plus jucători din spate cu Hanga, care la fel, o echipă căreia îi place foarte mult tranziția pozitivă. Dar n-are rost să mai vorbim de ce, cum am gândit jocul, pentru că deja, repet, poți să bași 4-5 atacat, nu înseamnă că marchezi. O să tratezi cu aceeași intensitate și aceeași plăcere Cupa României? Încă sau de... o să joci cu... Păi nu înseamnă că dacă jucăm cu alți jucători, înseamnă că nu tratăm serios. Că de-aia lumea toată lumea judecă pe undeva situația de... Dar noi avem jucători care sunt plătiți și trebuie să joace. Și noi tot timpul am făcut rotații și încă de la Liga 2 și de la Liga 2 le-am spus că este un trofeu la care trebuie să visăm. Și anul trecut am ajuns în sferturi și am avut 1-0, am pierdut 2-1, am mers Clujul mai departe. Ne dorim să trecem mai departe de grupe, dar într-adevăr vor fi schimbări mari, pentru că noi am jucat la 3 zile, acum iar jucăm la 3 zile, după care la 4 zile vine Rapidul. Mie ca fotbalist îmi plăcea și lor, cred că, dar trebuie să fim realiști, apare oboseala și atunci trebuie să ne refacem în primul și în primul rând și la cine se va apela trebuie să dea totul, dar tratăm serios, chiar dacă vor fi schimbări în echipă. Azi ai alinia cel mai bun 11 al tău? Am vrut să fac multe schimbări astăzi, chiar vroiam, dar și Para are ceva probleme pe aductor. El a decis să joace, pentru că noi intenționam să-l scoatem și să jucăm cu Ruben, cu Fonseca, dar în momentul în care el a fost fer convins că poate, chiar că nu era 100%, și la un moment dat l-am chemat la margine, înainte de a intra Ruben, și am zis dacă poate să ducă până la capăt, mai erau vreo 10-15 minute, și l-am scos doar pe Baba vis-a-vis de ultimul meci contra FCSB-ului, pentru că a avut niște crampe, a făcut deformare, atât. A intrat Alessandro Murgia, pe care l-am scos la pauză din punct de vedere tactic, a trebuit să îl băgăm pe Baba, care, repet, este un jucător mai ofensiv, dar nu pot spune, nu vreau să spun că e cea mai bună, pentru că eu cred în toți. Da, și Biceanu a jucat foarte bine cu Voluntar, l-am scos la meciul cu FCSB. Așa am considerat, a trebuit să... Da, sunt jucători care pot ajuta echipa și o vor face. Acum, unii vor juca mai mult, unii mai puțin. Dar este adevărat că orice echipă din campionatul ăsta poate să învingă orice echipă? Cred că este un campionat, am spus-o și anul trecut. Poate eram noi așa mai outsidere, nou promovatele, sezonul trecut. Și toate am surprins, plăcut, zic eu. Și noi, și Petrolul, și Clujul, dar acum vedem că de la... Bun, rămân cele care se bat la campionat și care probabil ridică nivelul campionatului, în rest toate echipele sunt acolo. Adică contează o formă de moment, o zi pe care o prins, toate au jucători care pot câștiga un meci, pot decide un meci. Da, este un campionat echilibrat. Este în grija postului Sibiu între primele 6? Nu, ne dorim să terminăm mai bine ca anul trecut, dar... Visăm, ne dorim, adică dacă, deci nu este un obiectiv clar play-off-ul, pentru că trebuie să fim realiști. Hermannstadt este o echipă, n-are o tradiție în spate, asta se creează în timp, ani și ani, au retrogradat, da, am reușit să promovăm, primul an după promovare este cel mai greu, știți foarte bine asta, am făcut un sezon foarte bun și cu acea de punctare și lumea ne-a apreciat, acum trebuie să luăm pas cu pas. Într-adevăr, dacă am face cel puțin, că așa am declarat, același număr de puncte, cu acele 9 puncte, da? Probabil am fi un play-off. Ție așa de mult la echipa asta de la Sibiu? Adică dacă și ei țin la mine. Adică dacă ai primit o ofertă... N-am plecat la greu, nu... De ce aș pleca și acum? Mă simt bine, lumea mă apreciază, patronii au încredere în mine, îmi fac meseria, mă lasă să fiu antrenor, ceea ce contează foarte mult, pentru că asta ne dorim, nu? De-aia... pierdem nopți și facem analize și vedem multe meciuri și așa mai departe, chiar dacă poate suntem slabi în anumite momente, suntem neinspirați, dar muncim mult și vreau să antrenez. Și dacă patronii mă vor da afară, atunci voi pleca, voi lua altă decizie sau știu dacă în funcție de oferte. Dar la momentul ăsta nu se pune problema, nici nu s-a pus problema să plec. Ai visat și la Ploiești?
Cristi, vreau să puneți treabă. Am tot declarat lucrurile astea. Mi-aș dori să antrenez echipele la care am jucat. Da, Petrolul, Rapidul, Brașovul, cândva se poate întâmpla sau contează timingul. Poate echipa respectivă te dorește și nu poți tu. Acum, cel puțin astăzi, lumea parcă nu m-a mai înjurat așa ca altă dată. Dacă ar fi să faci o comparație între lotul lui Hermannstadt și lotul Petrolului, care ți se pare obiectiv privind mai valoros? Al nostru.